Mergem la un alt subiect, și anume NATO. Pentru unii acest subiect provoacă, nu știu, teamă, frică sau nu știu cum să-i spun. Deci mai bine vorbim la bucătărie despre NATO și nu în spațiu public, pentru că e o sperietoare, pentru că vine cu războaie și așa mai departe. Nu, NATO vine cu războaie. Rusia vine cu războaie. Tocmai asta era întrebarea. Mă gândeam, poate e cazul să fie declanșată o campanie națională de informare în Republica Moldova, pentru că unii au fobii din trecut, din perioada sovietică, alții sunt victimele falsurilor și a propagandei, da? Și atunci cum reușim ca să explicăm oamenilor ce înseamnă de fapt NATO? Eu cred că noi trebuie să fim mai eficienți în combaterea dezinformării, pentru că această frică de NATO nu este altceva decât rezultatul propagandei de ani de zile a Federației Ruse împotriva NATO, rezultatul propagandei Federației Ruse în raport cu ce înseamnă statutul de neutralitate. Aici este și mai neserios atunci când noi, fiind țară neutră în Constituție, suntem obligați să avem capacități de apărare, iar mesajele sau dezinformarea Federației Ruse încearcă să inoculeze mesajul că neutralitatea înseamnă că nu trebuie să te poți apăra. Dar ce înseamnă neutralitatea? Neutralitatea înseamnă că tu singur te aperi, că nu poți să contezi pe nimeni, nu poți să contezi pe alte țări, cum e în cazul NATO. Și atunci tu trebuie să ai un sistem de apărare foarte puternic. Deci noi trebuie să combatem dezinformarea și trebuie să combatem propaganda rusă și da, o să luăm niște acțiuni în viitorul apropiat, așa încât să avem acțiuni mult mai coerente și mult mai serioase la nivel de stat de combaterea propagandei ruse, inclusiv pe acest subiect. Altfel, sigur că este oficiul NATO la Chișinău, unde s-au făcut niște eforturi pentru a comunica despre ce înseamnă NATO și despre ce înseamnă colaborarea Republicii Moldova cu NATO și care sunt proiectele concrete, dar aceste eforturi au fost foarte mici în comparație cu propaganda și cu dezinformarea. Dar despre ce acțiuni este vorba? La ce vă referiți? Ce fel de acțiuni vor fi luate în combaterea? O să creăm o structură specială care va avea drept scop combaterea propagandei și dezinformării, așa cum este, deci așa cum se întâmplă în mai multe țări din Uniunea Europeană, după modelul lor, o să creăm și noi o asemenea structură. Pe lângă Consiliul Suprem de Securitate. Așa, până la urmă, așa cum ați spus, statutul de neutralitate nu înseamnă să fii gol, să nu te poți apăra, să n-ai nimic, pentru că avem exemple. Iată Finlanda, care este un stat foarte bine pus la punct din punctul de vedere al securității, a decis să adere la NATO, lucru care s-a întâmplat, tocmai pentru a-și spori securitatea. Ce ar trebui să întâmple ca Moldova să depună cerere de aderare? Acest lucru trebuie să și-l dorească cetățenii, pentru că asta înseamnă schimbarea Constituției și asta este un lucru care necesită o decizie a tuturor cetățenilor sau a majorității cetățenilor. Ori dacă ne uităm astăzi în sondaje, vedem că nu există astăzi sprijin pentru schimbarea neutralității în Constituție. Și, repet, putem să discutăm mult despre care sunt motivele acestei percepții. Dar, iată, în Finlanda, până ca Rusia să atace Ucraina, marea majoritate a cetățenilor credeau că este bine să se bazeze pe propriul sistem de apărare. Iată, a venit războiul, oamenii s-au speriat și au decis că nu mai este suficient să se apere cu propriul sistem și de asta au aderat la Alianța NATO. Noi ne bazăm pe ceea ce cred cetățenii și ceea ce își doresc cetățenii, chiar dacă uneori această decizie este influențată, așa cum spuneam, prin dezinformare și propagandă.